Bună seara, bine ați venit! Eu mă numesc Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți. Sunt hostul și organizatorul Sibiu Web Meetup. Câteva cuvinte despre Sibiu Web Meetup, pentru cei care nu ați mai fost până acum. Este un eveniment lunar, gratuit, care adună comunitatea de programatori și nu numai, care activează în sfera web. În fiecare lună avem câte un speaker dedicat, care ne prezintă câte o temă. Care ne prezintă câte o temă de interes general. Ca să vă dau câteva exemple, luna aceasta am vorbit despre Web Application Security, în trecut am mai vorbit despre chestii precum React sau QA sau despre chestii UI-UX. Temele sunt variate, nu există o temă bătută în cuie. Sibiu Web Meetup îl găsiți pe social media cu handle-ul Sibiu Web Meetup. Dacă vreți să vă uitați la edițiile anterioare, le găsiți pe YouTube, pe canalul Sibiu Web Meetup, unde vă invit să dați like, share, subscribe, dacă vreți, nu vă obligă nimeni. Evenimentul din această seară este dedicat sponsorului Ropardo. Pentru voi, studenții, este focusul principal. Avem ca și invitat special Dr. Gabriela Cândea. Așa. Încă un lucru, locația fiecărui meetup variază, poate să varieze, ori aici, ori la Facultatea de Științe, într-una dintre săli, fie online. În decembrie, spre norocul vostru, sau al meu, al cuiveți, este online. Și tema este despre QA, testare, chestii de genul ăsta, dacă vă pasionează, aveți acolo linkurile. Cam atât am avut de spus, am să îi predau cuvântul. Mersi. Și apropo de Sibiu Web Meetup, evenimentul care va avea loc în decembrie, nu-i neapărat dacă vă pasionează. Poate vreți să vedeți cu ce se mănâncă sau despre ce-i vorba. Și cu ocazia asta și aflați. La noi, înainte să încep, la noi în firmă avem colegi care activează pe toate pozițiile posibile, poziții care au legătură cu IT-ul. Programator, analist de date, tester, suport IT și așa mai departe. Absolvenți de toate specializările. Deci nu există că doar cei care finalizează ingineria sau facultatea de științe se pot angaja în IT. Avem absolvenți de chimie, nu de aici, dar sunt. Absolvenți de chimie, de filozofie, limbi străine, limbi moderne aplicate, cei mai mulți, jurnalism, religie, avem absolvenți inclusiv de la facultate de religie, toate specializările posibile. Deci dacă vă trage cu ochiul sau vi se pare că asta e interesant pentru voi, puteți să aprofundați. Și acum, să revenim la seara de astăzi. Bine ați venit! Așa cum ziceau colegii mei, numele meu este Gabriela, o să stau jos, că de sus mi se pare așa de complicat să vă pătălea. Stau de aici. Numele meu este Gabriela. Și în viața de zi cu zi am grijă în cadrul echipei Ropardo ca departamentul de HR să funcționeze la capacitate maximă și cu rezultate, cele mai bune rezultate posibile în fiecare zi. Echipa Ropardo, pentru că ați fost întrebați anterior dacă știți ceva despre Ropardo, eu vă spun doar câteva cuvinte, însemnând că suntem o firmă cu peste 20 de ani vechime, în dezvoltare software, e destul de complicat să tot traduci din engleză în română, pentru că bănuiesc că știți și voi. Noi am lăsat oricum prezentarea în limba engleză. Dacă nu știți engleză, e destul de greu în IT. Și atunci eu o să vorbesc în română, sper, să-mi găsesc toate cuvintele și să nu mai fac o romengleză combinată. Dar prezentarea este în engleză. Deci, avem 20 de ani, mai mult de 20 de ani în dezvoltare software. Suntem 100% cu capital românesc și CBN pe deasupra. Și restul, așa cum ziceau, e pe site. Site-ul nostru este foarte simplu, ropardo.ro. Iar referitor la ce ziceau colegii cu blogul, e blog.ropardo.ro, că și acolo link-ul e foarte complicat. Și să începem. Astăzi vorbim sau ne propunem să discutăm și mi-ar place să chiar discutăm și să nu vorbesc singură ca un radio, că e destul de nașpa.
ce oportunități există pe piața sibiană sau pe piață în general pentru studenți? De ce trebuie să învățăm în continuare toată viața? Nu-i chiar așa nasol pe cât pare. Cum să ne construim un CV super tare, astfel încât să treacă de prima activitate a departamentului de recrutare, adică de screening, care sunt cele mai bune abilități, cunoștințe, aptitudini, ziceți-le cum vreți voi, pe care le căutăm în IT sau care se caută în IT și, evident, cele mai căutate tehnologii. Pentru colegii care sunt de la non-tehnic, aproape toată prezentarea noastră este focusată pe IT, dar o să încerc să divaghez un pic și pe partea cealaltă de non-IT. Acum, în toată experiența asta noastră, frumoasă, veche și îndelungată, am avut multe interacțiune cu studenții și cu universitățile, universitățile de la noi din țară, respectiv cu universitățile din străinătate, și am încercat din toate cunoștințele astea să-l sintetizăm totul, sau mă rog, să sintetizăm. Și am colegii noștri au început o campanie care se numește Start Smart in Your IT Careers, care a început sau a demarat cu o serie de câteva articole pe blog în septembrie. Și de atunci mai tot punem și mai tot publicăm câte o informație. Prima și partea cea mai complicată, sau mă rog, primul articol cu care a început toată campania noastră, How to keep it simple at the beginning of your IT career, sau cum să începi. Pentru că sunt de acord cu toată lumea, când e student, e destul de greu de unde să începi, pentru că toată lumea cere experiență. Și atunci experiența asta nu ai cum să o ai în primul an. Poate nu ai nici măcar în anul 2 de facultate. Dar în anul 3 de facultate tot ai ceva proiecte la care ai lucrat. Deci trebuie să poți să pui ceva în CV. E greu de început. Asta cum îți zice cariera sau să-ți găsești un job. Cum ziceam, nu ai la început chiar în anul 1 ce proiecte. Poate sunt mulți dintre voi care cu siguranță au mai lucrat și au făcut ceva pentru prieteni, familie, școală, liceu, orice cunoștințe, dar majoritatea nu au nimic. Dar la un moment dat o să aveți proiectele din facultate pe care au trebuit să le efectuați. Ce oportunități totuși sunt? Pentru că la început trebuie să încep de undeva. Și atunci, există partea cu internship-urile plătite sau neplătite, depinde, trebuie să studiați și să vorbiți, să întrebați la fiecare ce există pe piață. Asta e ce există la noi în cadrul ROPAD. Internship-uri plătite, practica de vară care este obligatorie, cel puțin la colegii de la facultățile tehnice știu că este, nu știu la facultăți, colegiile, așa, mulțumim. Deci este și la non-tehnic, se poate face practică de vară în absolut orice domeniu, inclusiv în HR, în marketing și așa mai departe, de orice e nevoie, inclusiv la departamentul de contabilitate. Apoi, ce mai avem noi? Partea de co-tutoring sau coordonator tehnic pentru realizarea lucrării de licență. Noi, fiind o firmă, noi nu avem dreptul să coordonăm științific, nu avem gradele care sunt cerute la facultate, să coordonăm științific realizarea unei lucrări de diplomă. Dar tehnic, asta putem să facem. Și după aceea vă puteți, o să le iau pe rând când ajungem la fiecare și discutăm. Iar apoi este partea de applied research, exact ce spune numele, să vă implicați în proiecte de cercetare aplicată. Paid internship. Ce presupune asta? Asta înseamnă că veți fi plătiți să lucrați și să învățați în același timp. Avem colegi care au început, foarte mulți dintre colegii noștri care au trecut și prin partea cu paid internship, prima dată au fost la practica de vară,
În perioada de vară ne-am cunoscut, am știut fiecare ce poate, am văzut dacă putem să lucrăm împreună, pentru că în final trebuie să nu uităm că suntem oameni toți și nu roboți. Deci dacă putem să comunicăm și să vorbim și să ne mai și înțelegem, înseamnă că putem să lucrăm și să facem ceva împreună. Și atunci, în perioada aia cât e de 3 săptămâni sau mai mult, depinde de facultăți, la Sibiu este 3 săptămâni, Bucureștiu are 2 luni sau abia, la un moment dat, și Clujul la fel, au o perioadă mai lungă. Avem ocazia să ne cunoaștem, știm fiecare ce poate și vedem dacă dorim sau nu dorim să continuăm colaborarea. Din practica de vară trecem în partea de internship plătit. Avem colegi care sunt studenți încă, sau și acum avem colegi care încă sunt studenți, însemnând că sunt în ultimul an de facultate. Nu încurajăm să vă angajați din primul an, dacă poate nici din anul 2. Știu că e greu, știu că e complicat, dar să știți că studiile din facultate nu pot fi înlocuite cu nimic. Și acum vorbim strict la partea teoretică. Deci, teoria și toate cunoștințele care voi le asimilați în facultate, nu vi le poate înlocui nicio experiență. Puteți să renunțați, nu vreau să renunțați facultate. Dacă sunt printre voi colegi care au renunțat la facultate, s-au ajuns la concluzia că, păi, mie nu îmi trebuie facultatea, ne vedem peste 10 ani, când o să ajungeți și voi exact în același punct cum au ajuns și alții. Nu se poate. Și vă spun și de ce. O să ajungeți peste 10 ani, nu acum. Acum toți suntem SMEI. Sunteți SMEI, eu nu mai simt SMEI. Dar toată lumea e SMEI la început. Da? Și te duci în față și lucri și tragi și muncești și 18 ore pe zi că o să poți. Toată lumea poate. E ok. Și faci. Și ajungi peste 10 ani când vine dragostea peste tine și îți faci o familie și ai și copii și nu mai tragi 18 ore pe zi că totuși asta e. Pe lângă faptul că se consumă neuronii fiind un element din noi care nu se regenerează ca și ficatul. Deci, neuronii se consumă și pa. Deci, peste 10 ani ajungem acolo și o să ajungeți la un anumit nivel. Peste 10 ani e experiență. Și vorbești cu clientul sau reprezentantul clientului, care e la același fel cu tine. 10 ani de experiență, da? Și trebuie să faci o chestie nouă, să dezvolți, să pui în aplicare o idee nouă pe care n-ai mai făcut-o până acum, nu știi de unde să o apuci. Cum poți tu să-l convingi pe client despre o chestie că ce zici tu e bine? N-ai background tehnic, n-ai cunoștințele, nu poți să-i dovedești cu nimic, că n-ai mai făcut așa ceva. Cu ce îl contrazici sau cu ce îi demonstrezi tu că ce zici tu e bine? N-ai cu ce. Pentru astea sunt studiile din facultate. Nimic nu vi le înlocuiește. Deci trebuie să le facem. Internship-ul, plătit, neplătit, practica de vară, vine să complementeze, să completeze studiile din facultate, să le întărească, să le sintetizeze, găsiți o grămadă de sinonime, dar nu le înlocuiește, să știți. Nici la noi la Ropato, nici în altă parte. Și gata, eu sunt un susținător al școlii de când mă știu, din aia am și început cu motto-ul de la început, da? Deci mie mi-a plăcut la școală din totdeauna. Asta e, ce să faci? Și am ajuns unde am ajuns. La catedră! Da, practica de vară. Cum ziceam, în cele 3 săptămâni care le sunt puse la dispoziție, vă întâlniți cu echipa, vi se dă ceva de făcut, ceva concret, ceva la care trebuie să munciți, ceva la care trebuie să vă puneți capul la contribuție, nu contează că e IT sau non-IT, dar trebuie să rezolvați elementul respectiv. Sau tema, ziceți temă, ziceți cum vreți voi, că nu are nicio treabă. Nu puteți să rămâneți într-un punct blocat sau vă trebuie ajutor, atunci în astea 3 săptămâni aveți 2 sau 3 colegi, sau noi așa alocăm, 2 sau 3 colegi pe teme diferite, care în fiecare zi vă bat la cap să vadă cât ați avansat, dacă ați avansat în tema care trebuie să o rezolvați. Dacă v-ați blocat undeva, dacă nu știți să instalați, nu știu, ziceți un framework cu orice, nu vă merge, sau nu știți cum să extrageți din baza de date, ziceți o cerință, poate. Și pentru asta sunt colegii cu mai mulți ani experiență, că dacă zic senior sunt așa de vechi, deci colegii cu mai mulți ani experiență, care au grijă să vegheze și să vă îndrume.
nu sunt puși să văd ia note. Toată lumea de la practica de vară de la noi a plecat cu 10, că la final trebuie să dăm o notă, că așa ni se cere și nouă de la facultate, de la facultăți. Da? Dar nu despre asta e vorba. Deci de la practica de vară nu se pleacă sau nu se vine pentru notă. Se vine ca să puteți să vedeți dacă ceea ce v-ați ales voi este, vă și place. Deci dacă ți-ai ales să te faci programator, du-te undeva și încearcă să vezi dacă chiar îți place meseria aia. Nu, la noi poți să testezi. Apoi, nu. Sperăm că n-am întors pe nimeni din drum și nu l-am făcut să schimbe macazul doar prin simplu fapt că i-am dat de lucru. N-ar trebui să se întâmple. Da. Deci, 3 săptămâni, se dezvoltă sau îți descoperi niște aptitudini, înveți. Dacă nu, în alea 3 săptămâni, nu puteți să mutați munții. Nici noi, nici voi. Dar afli o direcție sau afli de unde să înveți, de unde să citești, de unde să studiezi sau și mai tare, formezi o legătură și ai pe cine să bazi la cap toți anii de facultate. Când nu știi ceva, îi scrii la colegiu. Dragă Teo, poți te rog să mă ajuți cu, sau fără dragă, cum vreți voi, salut, am o problemă la facultate, poți să mă ajuți cu chestia aia și garantat vă ajută. Deci avem colegi care au răspuns la cei din practică și pe perioada masterului. I-a plăcut, că altfel nu răspundea, stați liniștit. Deci colegii noștri care au răspuns la mail-uri, le-a plăcut să fie în poziția respectivă. Da, pe site, ca să nu uităm, pe blog și așa mai departe, avem niște feedback, avem feedback de la colegii care au fost, atât în practica de vară, respectiv și în partea cu internship. Plătim. Coordonarea de lucrări de licențe. No, astea, vă dați seama că astea sunt foarte provocatoare și pentru noi sau pentru colegii noștri. Pentru noi, așa ca și echipă, e destul de greu că nu toți 90 și ceva de oameni stau grămadă pe omul respectiv să-l ajute să facă lucrarea de licență. Nu. Evident că stă unul sau doi oameni care au grijă să răspundă la mail-uri, scrie mail-uri și îl ajută să nu rămână blocat prea mult timp într-un anumit punct. Nu vă închipuiți că doar vă spunem acolo ai greșit codul, nu, facem și review de cod sau colegii fac și review de cod, dar validăm și ce ați scris, ne asigurăm că toată informația pe care și noi ca și om din afară ar trebui să fie cuprinsă sau detaliată în lucrarea de licență. Stăm și vă ascultăm cu minți dacă greșiți, dacă vă încurcați, dacă vă împiedicați și să faceți un test. Asta e. Când trebuie să-ți prezinți lucrarea de licență, nu o prezinți de 5 ori în viață, o prezinți o singură dată, maxim de 2. Eu nu știu pe nimeni care a făcut 3 facultăți și a prezentat 3 lucruri. 2 știu, dar 3 încă nu. Deci de asta zic. E cu emoții, cu multe, cu ocazia asta, validați. Validați PowerPoint-ul, validați lucrarea, validați ce a scris, conținut, cuprinsul, speech-ul, tot ce vreți voi. Și cum arată formă. Sau nu. Nu întrebați nimic, stați cu minți, noi stăm cu minți și asta e. Dar nu despre asta e vorba. Și pe lângă suport și ghidaj din partea colegilor, aveți acces și la resurse. Ce înseamnă resurse? Servere, bază de date, nu bază de date, date pentru să faceți, nu știu, ziceți voi undeva unde e nevoie. Cloud în care să salvați date pe care să rulați, un algoritm de învățare, un algoritm de căutare, de identificare. Dacă trebuie să faceți identificare de poze, vă trebuie multe poze în spate. De unde să faci rost de ele? Din cer nu pică nimica. Cineva trebuie să ține de ea sau cumva. Deci, și acolo aveți suport. Deci, tragem linie și concluzionăm. Înainte de orice, trebuie să vă definiți ce vreți să faceți. Ziceți-i obiectiv, ziceți-i direcție, ziceți-i cum vreți voi. Dar trebuie să vă hotărâți, căutați adânc, meditați, căutați-vă știu și găsiți ce v-ar place să faceți. Dacă nu vă place nimic, nu știu cum să vă ajut. Dar dacă vă place ceva și i-ați identificat, nu, acolo ne putem apuca de treabă. Noi mai puțin, voi mai mult. În sensul că trebuie să mergeți în direcția aia cu pași mici. Nu vă așteptați să faceți pași mari, că e greu de ajuns, o obosim și ne lăsăm pe parcurs. Pași mici și stați focusați. E așa de ușor să dați sfaturi.
mai ales când ai terminat și ai finalizat facultatea. Și acum, următorul articol sau alt articol pe care au scris colegii era de ce să învățăm în continuu. Nu, și acum eu ce să vă zic? Că e destul de complicat, e trist, dar exact asta trebuie să facem. Eu știu că mulți dintre voi, și eu am fost acolo, am zis, când gat cu sesiunea asta nu mai învăț nimic. Sau când gat cu facultatea asta nu mai învăț nimic. Nu a fost așa că am făcut la școală de numai eu știu și cursuri. Dar, nu se pupă la toată lumea. Deci trebuie să vă gândiți așa. Inclusiv părinții și bunicii noștri au trebuit să învețe să utilizeze un telefon smart din ăsta acum. Credeți că le-a fost ușor? Nu. O mașină de spălat șmecheră pe care trebuie să pui 100 de mii de butoane și nu știi. Sau telecomanda de la televizor, că le fac tot mai complicate ăștia. No. Părinții noștri și bunicii trebuie să învețe tot timpul. Și acum dacă revenim la profesia și la focusul nostru, la direcția noastră, nu, tot timpul trebuie să învățăm. Chestia aia cu pași mici e exact așa. Nu vă așteptați să învățați și Java, și .NET, și bază de date, și, nu știu, React, și ne mai zicea Ștefan, multe alte chestii, într-un an de zile. Nu merge. O ce o luați pe rând, le... Da. Motoul nostru este. Ca să revenim. Learn, experiment, achieve. Learn. Trebuie să învățați. Da? Asta e cel mai greu. Learn-ul e ușor de tradus. Experiment, aia e clar. Trebuie să experimentați cei cu tehnologia respectivă după ce ați învățat. No, achieve, aia e cel mai distractiv de tradus în acest motto al nostru pe care am decis să nu-l traducem în română pentru că n-am găsit un cuvânt pe măsură. Asta e. Adică, mă rog, am ajuns la o concluzie, poate performează e cel mai potrivit, dar nici ăla nu cred că reprezintă exact ceea ce vrem. Deci, pași mici. Alegeți ce vreți să învățați, o bucățică în direcția voastră, experimentați cu tehnologia aia care ați învățat-o și după aia performați în tehnologia aia și după aia o luați de la cap. Știu, asta e. Trebuie să o luați la capăt, să învățați altceva și altceva și altceva. Și tot așa până când vă dezvoltați toate competențele să ajungeți acolo unde vă doriți voi. Nu unde își dorește angajatorul, nu unde își doresc părinții, ci acolo unde vă doriți voi și unde vă simțiți confortabil și mulțumiți de voi. Cum ziceam, lumea într-o continuă schimbare, am zis aia cu părinții, din păcate am constatat-o și eu pe ai mei părinți, s-au chinuit cu Facebook-ul și cu WhatsApp. Dar asta e. Până la urmă am învățat. Deci dacă părinții noștri au putut să învețe tehnologii noi, și noi putem să învețăm. Deci, dacă v-ați ales obiectivul, știți în ce direcție trebuie să mergeți, atunci trebuie să aveți grijă să planificați și partea cu învățatul. Acum nu neapărat câte o tehnologie pe rând, dar trebuie să le învățați. După ce învățăm și învățăm, încercați să nu învățați numai de dragul de a învăța și să asimilați informații, că nu ajută. Trebuie să vă clarificați care sunt punctele voastre tari și care sunt punctele slabe. La alea slabe să lucrați. Alea tari trebuie să le scoateți în evidență, în CV. O să vedem noi mai încolo. Deci cu alea sunt punctele voastre tari, cu alea mergem înainte și atrag și celelalte. Apropo de partea asta cu puncte tari și puncte slabe, era centru de cariere de la Stanford, cred că, au scos o cercetare, evident, prin 2018, în care încurajau studenții să privească facultatea ca pe un maraton și nu ca pe un sprint. Maraton, să o iei pe rând, să-ți dozezi energia și neuronii și tot ce vrei tu, astfel încât să fii sigur că ajungi și la final. Dar tot acolo în același articol spune așa că materiile sau curricula care îți dă cele mai mari bătăi de cap, ălea scoate în evidență abilitățile sau cunoștințele la care trebuie să lucrați. Bine, vă dă bătăi de cap că nu le aveți. Deci trebuie să le asimilați. Bun. Deci nu trebuie să ca copiii de clasa a patra, nu-mi place matematică. Că nu-i suficient.
Deci, dacă ați ajuns clar în IT, e un pic tricky să ziceți că nu vă place matematica, că se folosește mult, dar înseamnă că trebuie să e o abilitate pe care trebuie să vă însușiți, într-un fel sau altul. Învățăm și la un moment dat trebuie să tragem în linie, să vedem dacă mai suntem pe traiectoria care ne-am ales-o. Că dacă suntem pe arătură, n-am făcut nimic. Aveam ceva de zis aici, dar zic că eu pe arătură și eu. Și ajungem la partea cu seniors, care sună mult mai bine în engleză decât în română. Deci am învățat, ne-am ales direcția. Am învățat, am asimilat, am experimentat, așa mai departe. Am reflectat și acum ne dăm seama, nu, și acum ce mai fac? Nu mai știu ce să învăț, nu știu ce tehnologie se poartă ca să pot să mă apuc de Java, JavaScript sau orice altceva. Ce fac de aici? Și atunci sfatul nostru, încercați să mergeți către o persoană în care aveți încredere. Că e profesor de la facultate, că e un mătușă, un care lucră într-un domeniu încă asemănător cu al vostru, neapărat în IT, că asta e, dar măcar asemănător. Încercați să mergeți să întrebați într-o firmă pe cineva. Încercați la, știu că există parcă și ceva de ghid de carieră în cadrul facultății, nu știu dacă și cum funcționează, dacă funcționează ar trebui să fie. Încercați orice. Dar încercați să ieșiți din impasul respectiv și în principiu către cei care au mai multă experiență. Vă dă o privire de ansamblu și nu sunt așa implicați ca și voi în mijlocul evenimentelor. Noi am folosit foarte mult partea asta, noi în cadrul Robardo, o folosim foarte mult atât la practica de vară cu colegii cu mai multă experiență, cât și la partea de coordonarea lucrărilor de diplomă, cât și la partea de internship, pentru că în final cineva trebuie să te ghideze, că din aia ești acolo, ești la început, cineva trebuie să te ghideze și să nu te lasă să pierzi prea multă vreme stând. Și revenim. Learn, experiment, achieve și când ai ajuns și ai performat, o iei de la capăt și mai înveți ceva. Da, și acum, după ce ne-am ales, cum ziceam, direcția, am învățat, am asimilat, am reflectat, am vorbit cu senior și toate, am ajuns și la momentul în care trebuie să le facem CV-ul. No. Ce ne punem noi în CV-ul? Astfel încât să treacă de prima activitate de recrutare, adică de screening. Ce înseamnă screening? Iau, în principiu, doamne, domnișoare la HR, se uită, check, check, n-are, plioșcă și l-o pus deoparte. Și asta e. Trebuie să vă gândiți că este, studiile arată că cei care fac screening de CV acordă 30 de secunde pe CV. 30 de secunde să vadă dacă ăsta merită citit până jos sau nu. Deci trebuie făcut cât mai bine posibil. Și acum, rămâneți la informațiile relevante. Ce înseamnă informații relevante? Informații relevante pentru ce caută recruterul. Cum știți voi ce caută recruterul? După anunțul de angajare care l-a dat. Deci studiați anunțul de angajare. Dacă anunțul de angajare zice că trebuie să știi și franceză, că e necesară sau nu, pe acolo, măcar să fie auzit, să sune cunoscut limba franceză, puteți să puneți acolo că vă place să studiați cultura franceză. Da? Dar nu puneți că vă place cultura japoneză, că nu ajută. Deci stați la informații relevante. Da? Apoi, nu, ziceți. Cine ce vrea să mai zică? Ca să nu-și vorbesc chiar că bolborosit cineva ceva. Nu vreți să ziceți? Vorbesc ca radio. Bine. Demonstrați că știți despre industria în care aplicați. Ce înseamnă asta? Dacă colegul de la recrutare caută sau anunțul de job este, se caută un junior care să știe JavaScript și TypeScript, orice,
No, asigurați-vă că ălea sunt primele cuvinte care le puneți acolo. Junior, entuziasm cu cunoștințe în JavaScript și TypeScript. Cunoștințe. Aia înseamnă că înainte să vă duceți la interviu, puneți repede mâna și citiți, presupun că n-ați citit nimic până atunci. Deci nu scrieți că sunteți entuziast cu cunoștințe, dar nu știți nimic. Ca e nasol. O să vă baneze de pe toate listele de acum încolo când o să depuneți CV-uri. Nu. Deci, dacă scrieți că știți ceva, asigurați-vă că ați citit. Internetul ăsta e mare. Nu știți ce să citiți? Întrebați pe cineva. Punct. Revenim la partea cu a... întrebați un senior. Întrebați pe cineva de unde să citiți. Dar stați la informațiile relevante pe care recruterul le caută. Și recruterul ce caută, pune în anunțul de angajare. Deci trebuie doar să fiți atenți și să extrageți de acolo ce vi se potrivește. Scoateți în evidență rezultatele și nu neapărat responsabilitățile. Faptul că ești, că ai fost responsabil cu activitatea de social media a firmei, nu îmi zice mare lucru. Dar dacă scrie acolo că ai crescut engagement-ul cu 30%, aia îs rezultate. Aia ai făcut. Că ai fost sau nu responsabil, nu puteai să crezi dacă nu făceai chestiile alea. Da? Aia mi-arată că știi ce, ce, știi ce faci. Și scrie câteva cuvinte importante despre tine și ce vrei să faci. Nu îmi scrieți că vă place bucătăria japoneză, cum ziceam, că nu ne ajută și nu ajută pe nimeni. Dacă trimiteți un CV-ul de 5 pagini, la fel nu ajută pe nimeni. E același lucru. În 30 de secunde nimeni nu poate să-și dea seama dacă e relevant să-l citească până la final sau nu. Deci stați la început după nume, nici data nașterii nu e important, vă zic de acum. Deci nu mai puneți că nu interesează pe nimeni data nașterii. Interesează ce știți, vorbiți cinstit despre voi, nu mințiți, ca e nasol. Deci la subiect, cinstit, corect și exact ce ați făcut, ce ați obținut. Și în proiectele de facultate ați obținut ceva. Nu că ai lucrat la un proiect de facultate, că toți am lucrat la un moment dat la un proiect de facultate. Voi mi-a ieșit proiectul ăla de facultate, că și asta e important. Nu numai că muncești la el, să și iasă, face, nu știu ce face, un magazin online funcțional. Aia înseamnă că ți-a ieșit. Ăla e rezultatul. Nu codul. Codul, na. Păi bun și ăla la un moment dat, da? HR-ul nu se uită peste cod, că nu-l înțelege, să știți. Deci HR-ul se uită la rezultate. Top skills. Într-un alt articol de blog se discutaseră despre, sau au discutat și au făcut colegii o sinteză, o analiză, care sunt cele mai căutate skill-uri în domeniul nostru, evident. Și am ajuns la concluzia, noi, sau departamentul de HR, ce e important pentru colegii care căutăm noi pentru departamentul de programare și nu pentru departamentul de resurse umane sau marketing, că nu ajută. Deci trebuie să știe coding, aia trebuie să iasă în evidență, pentru că aia căutăm programator, trebuie să iasă în evidență partea programare. Partea de comunicare, știu că toată lumea dă și dă din gură și așa mai departe, dar să știți că e foarte important. Partea de comunicare. Nu se poate să tu să-ți setezi o ședință la ora 11 și tu la 11 să fii acasă să dori. Da? Doamne fer că se întâmplă să ai pană la mașină, să nu-ți meargă internetul, să comunicarea înseamnă să comunici în timp util. Deci v-am zis după 2 zile, băi, n-am putut veni atunci că am avut pană. Pe bune? Și telefonul ce avea. Da? Deci partea de comunicare este foarte importantă. Luați-o pe orice plan vreți voi. Că vorbiți cu managementul, că vorbiți cu colegii, că vorbiți cu team leader-ul, că vorbiți cu departamentul de resurse umane, cu oricine. Țineți partea asta de comunicare deschisă. Nu-i simplu, se știe că colegii de la departamentele sau din firmele de IT, tehnic și așa mai departe, nu sunt neapărat cei mai vorbăreți, cei mai expresivi și așa mai departe, dar trebuie tot să facem un efort. Și partea de creativitate. Pentru că trebuie tot timpul să găsim soluții.
Nimeni nu angajează roboți. Nu vrem roboți care eu să-i zic ce să facă și el să... Nimeni nu vrea așa ceva. Toată lumea vrea oameni creativi care să găsească soluții. Evident, fiecare pe nivelul de competență, de junior, senior, ce îi și așa mai departe. Nimeni nu se așteaptă de la un junior programmer care cum a ce terminat facultatea să vină cu o super arhitectură pentru o soluție nouă. Să fim serioși, noi, dar fiecare pe nivelul lui. Cele mai căutate care le-am, așa, le-am identificat noi, Java, .NET, PHP, PHP, Python și JavaScript. Și toate restul. Da? Deci nu merge, știu, depinde de proiect, depinde de val, depinde de când a fost acum cu COVID-ul, bănuiesc că toată lumea a văzut. Toată lumea vroia softuri online, digitale, mobile, să funcționeze așa, repede și dacă se putea, de ieri. Super testate, super validate și tot ce trebuie. Nu-i chiar. Depinde și cum vine valul. Dar toate alea se aplică, să știți. Oh, partea de comunicare. Revenim. De ce e așa de importantă? Pe lângă faptul că trebuie să vorbești cu colegul și așa mai departe, la un moment dat o să ajungeți să vă susțineți ideea voastră sau soluția voastră. Nu puteți să veniți la o ședință, întâlnire, bine așa cum zic eu, soluția mea e cea mai bună. Așa, și aia zic toți ceilalți 5 de la masă. Nu merge. Trebuie să vă găsiți resursele interioare, ciu, găsiți, ziceți cum vreți voi, și să puteți să comunicați în cuvinte și nu în bit și bytes, care este soluția și de ce soluția aia este bună. Sau cea mai bună. Sau. Nu trebuie doar în scris. Trebuie să și să comunicăm și în scris, dar de cele mai multe ori comunicarea este orală. Și trebuie să învățăm toți să ascultăm. Și să ascultăm, nu să tot întrerupem la 5 minute sau să-l contrazicem la 5 minute. Sau, stai să vezi ce am citit eu. Nu funcționează așa. Deci trebuie să avem toți răbdare și să învățăm să ascultăm. Ascultăm, o să identificăm și soluțiile. Și partea cu engleză, așa cum ziceam de la început, deci în IT, dacă nu știi engleză, e un pic tricky, pentru că toate manualele de utilizare și toate documentațiile sunt în engleză, aproape toate. Mai bine, germana, franceză, spaniola și alte limbi, depinde cu ce, de pe unde îi fie. La creativitate, ce să vă zic? Creativitatea se cultivă, sunt puțini care se nasc ea, creativitatea ți-o cultivi. Trebuie să vă lăsați mintea, sunt bude, trebuie să citiți mult și să puteți, ca să citiți mult și să puteți să faceți conexiuni între toate informațiile alea care le-ați citit. Mergeți dacă trebuie să mergeți. Mergeți! Am văzut că... Mergeți! Asta e, ce să faci? Deci, ca și concluzie, bineînțeles, dar lăsați-le pentru tombolă. Niciodată nu-i prea devreme ca să începeți să lucrați la cariera voastră în IT. Început nu înseamnă că îți trimiți CV-ul să te angajezi. Început înseamnă că îți găsești focusul, îți planifici ce ai de făcut și te apuci de treabă. Mai încolo îți faci și CV-ul și te angajezi. Trebuie să învățăm în continuu. Asta e situația, nu avem ce face. În CV-ul nu mințiți, ci aveți grijă să spuneți despre voi. Și informați-vă. Deci sunt așa de multe resurse de informare, atât dacă vreți să activați pe piața din Sibiu, la toate firmele din Sibiu. Noi avem blog, cred că toată lumea are blog. Participați la seminarii, participați la concursuri. Acum nu știu dacă știți, Facultatea de Inginerie organizează concursul Hardware and Software Engineering, cred că. E o bună metodă să cunoașteți firmele acolo, să vedeți ce fac ceilalți, să vedeți cum au făcut, cu ce idei s-au prezentat la concurs. Facultatea de Științe, la care sunt convinsă că sunt invitați și cei de la inginerie și invers, au două conferințe pe an. Una știu că este în martie-aprilie, una este toamna, în octombrie-noiembrie.
în care puteți să prezentați ce ați mai lucrat, ce ați mai făcut și dacă nu prezentați voi, mergeți și participați și trageți cu urechea. Vedeți ce au făcut alții, cum s-au inspirat, cum le-a venit ideea, că toată lumea întreabă, bă, dar cum s-a venit ideea? Au venit, nu știu. Dar când ai multe informații, o să începi să faci conexiuni, sau când ai multe cunoștințe, o să începi să faci conexiunile între ele și îți vin și idei noi. Cum ai putea să schimbi diverse. Dar trebuie să vă informați și asta înseamnă că trebuie să vă alocați voi timp și să depuneți efort în direcția asta. Orice efort care îl faceți este o investiție în voi. Nimeni nu vă poate lua chestia asta. Deci tot demersul ăsta de a-ți găsi, identifica ce-ți dorești să faci, de a învăța continuu, de a întreba în stânga, în dreapta, cum să faci sau așa mai departe, tot este o investiție în voi. Numai voi o să beneficiați. Nu chiar. Mai beneficiază și firma. Dar voi sunteți principalii beneficiari. Pe lângă astea, și noi în cadrul la Ropado, încurajăm, v-am zis că îmi place la școală, încurajăm toți colegii să meargă și să-și obțină certificări. Certificările, că de la Microsoft, de la Java, de .NET, pe partea de testare la ISTQB, pe partea de suport IT la ITIL le zice, acele certificări sunt nominale. Voi depuneți efort, sunt ale voastre. Este o dovadă incontestabilă, nici o firmă nu poate contesta chestia, că știți acele informații. Deci este doar o investiție în voi. Vă invit când e momentul și vă trage cu ochiul să savurați ce scrie la noi pe site și să aplicați la ele, dacă vă trage cu ochiul. Și mulțumesc. Și dacă aveți întrebări, de înainte de gata, mulțumesc. Dar haideți cu întrebările, cum ziceam, nu, vorbesc, eu știu că vorbesc mult și pot vorbesc despre orice, dar așa am uitat cu focusarea. Deci, alegem o direcție, învățăm programare, dar programarea asta e mare, trebuie să vă și focusați. Aveam și un bac pregătit. Știți aia cu ajută-mă Doamne să câștig la loto? O știți? Nu știți. Da, deci, era unul în care tot zice, ajut-mă Doamne să câștig la loto, ajut-mă Doamne să câștig la loto. Și Doamne apare de acolo și zice, păi dacă te ajut, dar joacă și tu la loto. Deci, e ok și asta, eu am jucat de mai multe ori, am și câștigat de două ori, drept urmare, mi-am focusat dorința, să nu zic rugămintea. Dă Doamne să câștig la loto cu mai mult de 3 numere, că cu 3 am câștigat, dați bani puțin. Deci vreau acum să câștig mai mult, nu așa și voi. E ok pe programare, dar alegeți-vă un pic mai focusat că programarea asta e mare. Bine? Acum gata, am gătat. Mai aveam multe, dar cum ziceam, vorbesc mult. Mai zice și voi ceva, că îți beau apă. Ba da, că pot să zic cum ziceam înainte, nu știu. Si. Înseamnă că ai făcut ceva. Deci un plus. Chiar dacă e voluntariat, nu trebuie să fii angajat undeva. Ai făcut ceva. Un plus. Deci contează. Sunt contracte de voluntariat. Da? Da. Deci sunt contracte speciale care se declară într-un registru special, toate, dar există. Noi n-am făcut niciodată. Până acum. Dar, exact, pentru toate e un început. Alte întrebări nu fiți. Da. Schimbul de experiență și schimbul ăsta intercultural, să știți că e foarte important, la care și nici eu la început mi-a dat mare importanță, dar înveți foarte multe dintr-un schimb din asta și nu numai când vezi limba. Te duci, exact, și vezi pe oamenii care arată la fel ca noi asemănător, dar
dorm diferit, mănâncă diferit, vorbesc diferit, lucrează diferit, abordează problemele diferit. Unii mai relaxați decât noi, unii mai stresați decât noi. Da, e o experiență. Un plus față de alta care nu e deloc. Da. Da. Dacă nu ai... Revenim. Dacă ai o experiență de muncă după 10 ani de experiență, aia de 3 luni nu mai treci, că nu mai are valoare. Dar la început, da, o treci. Merit. O treci ca internship și toată lumea o vede așa, învățat la locul de muncă. Iulia este colegă cu noi și este absolventă de inginerie. Ștefan este absolvent de facultate de știință. Scuzați. Eu, matematică informatică. Din punctul meu de vedere, partea de dezvoltare, partea de programare string, nu mă refer aici la partea de QA sau partea de strict poate mare, din punctul meu de vedere, certificările nu prea au niciun sens. Eu, dacă veniți unul dintre voi la un interviu tehnic, să ajungeți la mine, eu nu o să iau în considerare certificările respective. Eu, strict, personal, mă uit la cunoștințele pe care le avem. Aici mă refer la gândire analogică, cât de repede sau cât de bine puteți rezolva o problemă, la chestii de genul ăsta. Faptul că aveți o certificare, ok, ajută poate, dar personal eu nu mă duc așa. Și n-aș putea să-mi recomand. Da, ok, ajută, exact, dar poate ajută pe partea de HR, dar cam atât. Să zicem. Da, corect, da. Așa este. Dar eu personal, eu ignor. Iulia. Te rog. Te rog. Am făcut un speech, l-am pregătit frumos așa, așa se poate. De 9 ani, lucrez în domeniul IT de 2. Nu am nicio legătură cu fotbalistul, că cu sportar, din câte am înțeles. Așa. Am terminat facultatea de inginerie secția calculatoare aici la Sibiu. Vă urez și vouă mult succes, să finalizați cu bio studiile, ca să puteți să vă continuați și cariera profesională. În timpul liber, am și eu ceva campanii mici de marketing, am grijă de niște plântuțe, îmi place să călătoresc, îmi place să mănânc Danul și să gătesc. Și de-aia am plecat de lângă covrigeia aia din partea cealaltă. Vreau să vă povestesc un pic despre ideea de mentorat și despre importanța ei, mai ales din perspectiva primului job. O să-l aduc în discuție acum pe primul meu mentor, Alin. Țineți minte numele, că în 2 minute o să vedeți de ce fac referire la el. În prima zi de muncă, la primul meu job, Alin mi-a explicat că trebuie întotdeauna să verific de 2 ori înainte ce am de făcut. Chestia asta
m-a învățat, la momentul respectiv lucram pe zona de suport pentru două module ale unei aplicații. În momentul de față fac testare. Ok, deci m-a învățat, înainte să te apuci de treabă, faci un backup. Treaba asta m-a scutit de foarte multe probleme care ar fi putut să apară, mai ales în momentul în care aveam modificări de făcut în medii de producție, deci pe chestii care erau live, funcționale. Tot de la el am învățat că întotdeauna trebuie să am un plan B, deci o altă abordare. Asta e un lucru care vă sfătuiesc pe voi să-l aveți în vedere mereu, deci să aveți tot timpul un plan B, indiferent dacă e referitor la ceva tehnic sau chiar și social. Și sunt patru idei mari legate de treaba asta cu mentoratul. Prima dintre ele ar fi cereți ajutorul, să nu vă fie frică niciodată să puneți întrebări. Nici o întrebare nu este irelevantă, atâta timp cât pe voi vă interesează răspunsul, să nu vă fie frică să puneți acea întrebare. Primiți ajutorul, orice informație pe care voi o primiți de research-ul pe care faceți pe cont propriu o să vă ajute în realizarea task-ului pe care îl realizați. Trebuie să fiți și recunoscători pentru informația pe care o primiți. Asta înseamnă, așa cum spunea doamna Cândea, întâi ascultați, luați notițe, la final puneți întrebări și spuneți mulțumesc, că la noi la Sibiu se dă bună ziua și se spune mulțumesc. Și nu în ultimul rând, what goes around comes around, trebuie să țineți minte că atât timp cât voi ați fost ajutați într-un anumit moment, la rândul vostru să fiți un exemplu pentru alți colegi de-ai voștri, pentru că întotdeauna intrarea la un job este destul de... creează disconfort, să spunem așa, pentru că nu cunoașteți colectivul și, uite, rolul unui mentor este și să vă ajute cu treaba asta, da? Deci el cumva o să vă prezinte partea de politici ale firmei, o să vă prezinte vibe-ul companiei, pentru că fiecare companie are ceva chestii interne specifice. Asta e o chestie pe care trebuie să o urmăriți, am menționat și doamna Cândea mai devreme, trebuie să putem colabora unii cu ceilalți, deci trebuie să avem un vibe acolo comun, să vibrăm la aceeași frecvență cum vine vorba. Treaba asta de mentorat ajunge să fie o chestie involuntară de cele mai multe ori, deci nu trebuie neapărat să primiți un mail de la HR unde vi se spune cu tărie că se ocupă de tine. Da, este o chestie care vine destul de natural în cadrul unei companii. Mentoratul ăsta se poate transforma chiar și într-o prietenie. De aia ziceam de Alin. Fostul meu coleg Alin este actualul meu coleg Alin, pentru că, așa cum a zis, what goes around comes around. El m-a ajutat pe mine la primul job și l-am adus cu mine la Ropardo. Așa, sper să dea o pizza când o să vadă înregistrarea, că l-am adus aminte și l-am pomenit. Vreau să mai fac câteva remarci legate de ce spunea doamna Cândea. Doamna Cândea mi-a fost profă de info în clasa 9-a și 10-a și am așa luat soțul meu pentru că am fost colegi de liceu. Asta ajungem și la ce spunea domnul Cândea înainte. Așa, amândoi lucrăm în domeniul IT. După cum am spus, eu sunt tester pe proiectul actual pe care lucrez, sunt test data manager, asta mi ocupă tot timpul, dar îmi ține minte ocupată, curiozitatea așa la cote maxime mereu. Soțul meu, în schimb, merge pe partea de developer, el face parte de front-end, clar diferențele sunt majore, unul face bani mulți, unul... mai puțin, asta este, dar măcar avem și ceva subiecte comune de discuții, ne consultăm când avem anumite task-uri și nu ne descurcăm, pentru că na, într-o familie, dacă ai și subiecte comune legate de lucru, clar, le discuți și acasă, pentru că e informație gratis primită. Așa. Și legat de treaba cu învățarea continuă, vă dau un exemplu care vine din familia mea. Mai am un frate care e cu 5 ani mai mic decât mine. În momentul în care eu eram în clasa 12, mama a terminat facultatea.
tata a început facultatea și la un moment dat, când eu eram în anul 3, eram împreună la facultate, împreună cu tata și cu fratele. Părinții trebuie să facă facultatea bătrân pentru a-și putea păstra locurile de muncă. Maica mea lucrează ceva în domeniul economic, tata repară centrale și are nevoie de semnătură pe autorizare. Și asta ne-a făcut să ne vedem de treabă ca să nu ajungem în situația lor. Deci ei la tinerețe și-au întemeiat o familie, n-au putut atunci să facă școală și au făcut-o la bătrânețe. Cu bursă, la fără frecvență, toată lumea e bine sămnătoasă și cam asta, cam asta e. Deci aia, continuous learning trebuie să fie o chestie care să ne ghideze. Și chiar dacă o să ajungeți poate în 10 ani să simțiți nevoia de o schimbare, nu trebuie să vă fie frică de treaba asta. Nu neapărat că e o chestie de reeducare, e o chestie de a căuta poate altceva. Sunt oameni care au făcut facultatea de medicină, au profesat ca doctor, n-au mai vrut să facă treaba asta, au făcut poate ceva cursuri și acum sunt developeri. În grupul pe care îl frecventez, am multe persoane care au terminat facultăți de filo sau de ceva socio-umane și lucrează ca și programatori. Deci asta e o chestie care presupune foarte multă muncă în spate, muncă pe cont propriu. Clar ai și un mentor pentru că cineva te inspiră să faci treaba asta și oamenii sunt bine mersi, lucrează ca programatori pentru că aia și-au dorit. Deși treaba asta cu schimbarea direcției profesionale trebuie să o aveți în vedere, nu-i nicio rușine, asta este. Cam atâta din partea mea. Mulțumesc că ați venit astăzi și întrebări dacă aveți, vă rugăm. Știu că vă roade curiozitatea cu ceva, cu siguranță. Să zicem că n-am ales-o eu. Așa, m-a ales ea pe mine. Am fost angajată pe o poziție de suport. Și din cauza că eram destul de curioasă ce se întâmplă acolo, cumva am fost luată sub aripa colegii mele. Colega mea în cele din urmă a plecat în concediu de creștere copil și am ajuns să mă ocup eu de cele două module ale aplicației, unde eu dădeam comandă, eu executam. Deci eu citeam partea de legislație, vorbeam cu programatorul exact ce modificări avem de făcut, eu făceam modificările pe zona de baze de date, pentru că aia știu, aia fac, partea și partea de testare. Ce e interesant că în momentul de față mă ocup de date de test, deci nu fac testare efectivă, am o aplicație, vedem ce face butonul acesta, nu. Acum, efectiv trebuie să verific pentru flow-urile de testare care există ce date se potrivesc. Deci e cumva mai mult o testare exploratorie. Trebuie să caut datele care se potrivesc pe anumite scenarii astfel încât testul respectiv să fie realizat de la cap la coadă. Nu aș alege altceva. În primă fază aș fi vrut să fac facultatea de medicină, dar este o persoană mult prea emotivă și nu cred că aș fi făcut față la fenomen. Și acum sunt emotivă, de exemplu, în momentul în care dau de o chestie grea sau am un eșec, că asta e. Și acum vreo două zile am făcut niște boacăne, asta e. Bag o porție de plâns, încerc să dau la o parte toată încărcătura asta negativă și să o iau de la capăt, pentru că repetiția este mama învățăturii. Deși ce keep up the good work. Dar am un regret. Pe perioada facultății nu am lucrat. Ar zice că am fost ușor leneșă. De 4 ani am dat meditații, la momentul respectiv a fost bine pentru că îmi asigura o independență financiară, mai venea și bursa, deci banii erau. Și după 4 ani de dat meditații, la primul job, am ajuns să iau mai puțin bani decât dădeam din meditații, ceea ce a fost un șoc inițial.
Am mers o perioadă în paralel și am renunțat după aia la treaba cu meditațiile. Deci i-aș da Iuliei sfatul, ar fi trebuit să începi cu munca mai devreme. Ștefan, ce îi spune lui Ștefan? Da, întrebarea frumoasă. Sincer să fiu, din punct de vedere al... Acum strict vorbim pe partea de programare. Când am început eu, nu aveam acces la atât de multe informații cum aveți voi. Și era destul de greu să înveți o anumită, să zicem, un anumit, nu existau, să zicem, vă dau acum un exemplu, că ai zis de React mai devreme. Nu exista React-ul când m-am apucat eu. Făceam, să zicem, site-uri la început, în începutul anilor 2000, cu tabele. Nimeni nu mai folosește tabele în ziua de astăzi. Vă dau, asta era doar o paranteză. Încercați să învățați, să fiți la curent cât se poate de mult. În sensul că citiți și învățați, experimentați și nu vă opriți din citit. Știu că uneori pare că e overwhelming, știi, toată treaba, că e prea multă informație, mai ales pe partea asta de web, dacă încercați să faceți dezvoltarea pe web, e foarte multă informație, dar sunt resurse care vă pot ajuta în privința asta. Să le filtrați și să vă focusați strict pe ce vi se pare vouă mai interesant. Cam asta i-aș spune studentului Ștefan, să învețe, cât mai mult, să citească, de fapt. Să citească foarte mult, să documenteze. Știți documentația, foarte important, știți documentația. Nu vă apucați, nu vă aruncați așa direct într-un proiect fără să nu citiți documentația înainte. Asta așa ca... Documentația asta citită seara nu face bine. Absolut deloc nu face bine. Dar documentația are un scop. Deci e scrisă de cineva cu un anumit scop, trebuie citită. Apropo de documentație, să vă zic că mai avem încă mai multe care mai mult de 10 ani m-a impresionat la interviu pentru că nu știa să facă nimic, dar citise atât de mult apropo de documentație. Absolut. Deci ce îl întrebai știa să-ți răspundă și dacă zic cred că am citit acolo și nu m-am făcut documentația. Deci avea toate cunoștințele și o grămadă de informații din citit. Așa la știa foarte mult. Na, și super profi și știe și să explice. Eu am lucrat cu el pe un proiect la un moment dat. Da. Da, contează foarte mult și să știi să explici cumva treburile astea. De exemplu, există întotdeauna o nu neapărat râcă între un developer și un tester, da? Ca un produs bun să iasă la final. Da, există. Nu pare rău. Există. Ca un produs bun să fie finalizat, trebuie să treacă și prin etapa de testare. Aia e clar, nu poți să lași ceva netestat. Sunt developer care își fac parte de unit testing care e foarte bine, clar nu poți acoperi astfel toate scenariile. De aia nu înseamnă că trebuie să ne dușmănim unii cu ceilalți, da? Eu teoretic trebuia să ies programator, dar am ieșit tester. Sunt un programator leneș sau, cum zic eu, un tester cu ceva mai multă informație. Dar prin faptul că am și ceva cunoștințe tehnice, în momentul în care pun o întrebare unui developer, am norocul că omul nu mă tratează așa cu flit, da? Văzând că totuși sunt interesată de informațiile respective și cum funcționează tehnic chestia respectivă, ăla e un mare avantaj, pentru că un tester trebuie să vadă ce date intră, ce date ies și nu le interesează ce e în cutiuța acolo. Na, eu îmi bag degetele și în cutiuța aia. Și vă sfătuiesc și pe voi, dacă ajunge să faceți testare, să fiți curioși, să încercați tot felul de chestii, pentru că așa vă dezvoltați și așa veți cunoaște foarte mult și partea de business a aplicației pe care lucrați. Puneți întrebări. Asta era încă o paranteză care vreau să o fac la ce ai spus tu. Chiar dacă vi se pare o întrebare stupidă, să zicem că intrați pe un proiect, da? Ați ajuns la primul job, treceți de interviu tehnic, ați intrat pe proiect și nu înțelegeți
un feature, să zicem, dau un exemplu. Ok, ce face butonul respectiv? Dau un exemplu. Puneți întrebări. Nimeni nu se supără, indiferent. A întrebat la un moment dat cineva de Erasmus. Ajută treaba cu Erasmus-ul. De ce? Pentru că sunt multe proiecte cu străini. O să vă ajute pe partea de comunicare. Deci dacă ați făcut, ați fost pe la Erasmus, ați fost în schimburi de experiență, whatever, n-are importanță, o să vă ajute pe proiectele pe care intrați, cu siguranță. Și nicio întrebare nu e stupidă. Puneți întrebări, o să vă ajute, o să vedeți, notați-vă. Eventual, dacă descoperiți o chestie care nu este documentată, puteți să o adăugați voi la documentație. Vreau să mă... Cum? Și totuși, ce întrebări aveți voi? Da. Aș putea să vă spun cum să vă pregătiți pentru un interviu tehnic, dacă vă interesează. Sau cel puțin pentru un interviu tehnic care îl susțin eu. Acum, sunt o grămadă de abordări în ziua de astăzi. Nu zic că abordarea care o am eu e perfectă, dar am observat că de rezultate. Am angajat o grămadă de developeri care sunt foarte buni, care acum au intrat pe niște proiecte foarte mișto. Pot să vă dau așa, pe scurt, ce ar trebui să știți când ajungeți la un interviu tehnic. Pentru cei de la științe și de la calculatoare, fiți atenți la cursurile de algoritmi. Știu că le urâți, dar fiți atenți la ele. Și la cel de structuri de date. E foarte important să fiți atenți la cursurile astea. Pentru că o să ajungeți pe proiecte unde va fi nevoie să știți partea asta de algoritmică, pentru că am lucrat pe proiecte foarte complexe, inclusiv proiecte de IoT, unde a fost o complexitate enormă și a fost nevoie de algoritmică. Pe partea de structuri de date, la fel. În cazul în care vreți să deveniți, nu știu, full stack developer, dau un exemplu, acolo trebuie să știți cam de toate. Și parte de front-end, și parte de back-end, și automat să știți și structuri de date. Da? Un interviu tehnic, cu mine cel puțin, decurge în felul următor. Primul lucru, discutăm un pic să văd despre ce, cu ce vă lăudați. Cu ce vă lăudați, exact, cu ce vă lăudați, ce ați lucrat, ce știți să faceți. Pentru că de multe ori am observat că CV-urile sunt umflate, ceea ce nu... Ajung și la mine CV-urile, deși eu le văd, doar că eu le evaluez din punct de vedere al unui programator. Nu le evaluez din punct de vedere la unei persoane de HR. Discutăm un pic despre ce... Deci totul așa foarte cordial, nu ne stresăm, nu așa. Apoi trecem prin partea teoretică. Și vă întreb, în funcție de CV-ul pe care îl aveți, putem discuta despre, nu știu, dacă sunteți pe partea de front-end, putem discuta despre React, despre Vue, despre whatever. Dacă sunteți pe partea de back-end, la fel, putem discuta despre o grămadă de alte chestii. După ce s-a terminat partea asta teoretică, trecem prin niște probleme practice. Eu vă expun problema și vă dau un pic de timp să găsiți o rezolvare pentru problema asta, pentru problema respectivă. Dacă nu reușiți în, nu știu, să zicem, câteva minute, 50 minute, să găsiți o rezolvare, atunci vă sugerez eu niște rezolvări și vă rog să le explicați. Și cam asta, asta constă pe scurt un interviu tehnic care îl faceți cu mine. Întrebări. Ah, nu pot să vă zic. Nu pot să vă zic. Tot timpul le schimb. Deci la voi e mai ușor. Eu am primit la un interviu o întrebare, cum testez o coală de hârtie? Și mi-a picat fața. Deci, cum pot să testez o coală de hârtie? Aveți ceva idei despre cum testez o coală de hârtie? Și scopul era să vadă că îmi pun întrebări, da? Pentru că această hârtie poate să aibă o anumită opacitate, o anumită textură. În funcție de textură, poți printa pe ea, nu poți printa pe ea.
Sunt foile acelea de calc care se folosesc, de exemplu, în zona industrială pentru desene tehnice și așa mai departe. Mie, în momentul ăla, mi-a picat fața. Nu m-am gândit la ce pot folosi, cum pot testa o coală albă de hârtie. Deci sunt și interviuri de genul ăsta, depinde, clar, nu este un interviu tehnic, care vor, oamenii vor să vadă cum gândiți, cum vă puneți probleme, pentru că aia se caută. Deci, oamenii pe care căutăm sunt niște oameni care trebuie să rezolve anumite probleme din prisma jobului pe care îl au. Și trebuie să știm să ne descurcăm cumva singur, trebuie să știm să căutăm. Deci nu toată lumea e născută să știe orice. Da? De-aia învățăm, de-aia trebuie să știm să căutăm, să punem întrebări. Asta cu pusul de întrebări e... Văd că e keynote în seara asta, puneți întrebări. Da, inclusiv la interviuri. Au venit foarte mulți programatori la interviuri și nu au pus întrebări. Puneți întrebări la interviuri. Nu e rușine. Deloc. Puteți să întrebați despre companie, puteți întreba despre proiecte, despre cum decurge procesul de onboarding. Vă dau așa câteva exemple. Deci puneți întrebări despre orice. Lumea care participă la interviuri, de obicei, nu se supără. N-am întâlnit cazuri în care persoanele de la HR sau cei care au făcut evaluarea tehnică să se supere că s-au pus întrebări. Deci puneți întrebări. Da. Da, am o curiozitate. Noi suntem de la Resurse Mare. Așa. Ce este mai apreciat, de apreciat la un absolvent care vine să te angajeze și unul are experiență, asta înseamnă că e posibil să-și fie neglijat studiile, cursurile, și unul care, să zicem, că i-a pus de merit și a frecventat facultatea, este un student bun. Cine este mai avantajat? Cu experiență sau ce? Niciunul. Din punctul meu de vedere, am avut oameni care au venit la interviu, nu aveau experiență zero, complet zero, dar s-au descurcat excepțional. Pe partea de gândire analitică și de rezolvare de probleme, zic din punctul meu de vedere, pe valoare tehnică, s-au descurcat de minune. Pe când am avut cazuri cu facultate, cu master, cu tot, și nu știau bazele. Deci puneam întrebări din bazele programării și n-au știut să-mi răspundă. Deci eu nu fac o diferențiere între CV-uri, să zic, pe scurt, că practic acolo se rezumă totul. Eu evaluez strict cunoștințele în momentul respectiv.